După ce au anunțat că susțin alături de partenerii de la PSD, cu care formează Uniunea Social-Liberală, o lege contra mitei electorale, liberalii dâmbovițeni continuă demersurile pentru a împiedica fraudarea alegerilor locale din 2012. Începând cu această lună, liberalii au pus în mișcare o caravană de conștientizare a populației, prin care informează cetățenii județului despre amploarea fenomenului de mituire electorală, dar și despre consecințele cumpărării de voturi asupra traiului din România din următorii 4 ani. Se pregătește terenul pentru a se frauda din nou alegerile. Vă dați seama că noi nu putem să stăm cu mâinile în sân. În foarte scurt timp vom organiza niște caravane prin care îi vom conștientiza pe toți cetățenii din acest județ că votul lor contează cu adevărat în prezentul și în viitorul acestei țări, că nu trebuie să se lase din nou cumpărați pentru a vota cu o sacoșă, cu un cozonac, cu o pâine, cu un pui, cu o sticlă cu ulei, cu șaluri, cu fel de lucruri care într-adevăr sunt necesare oamenilor, dar nu trebuie să le primească în schimbul votului lor. Prin această caravană, liberalii dâmbovițeni vor să urnească electoratul să conștientizeze că puiul, uleiul și cozonacul se mănâncă într-o săptămână, iar banii publici se devorează în 4 ani. Cât va ajunge această sacoșă? Cât puteți trăi din conținutul acestei sacoșe? Că practic într-o săptămână se termină totul. Și ceilalți 4 ani, ce faceți? V-ați pus această întrebare? Liderii PNL Dâmbovița spun că majoritatea oamenilor au început să realizeze cât de periculoasă este această mituire electorală pentru viitorul lor și al țării și cred că efectele acestei campanii de conștientizare se vor simți deja la alegerile de anul viitor. Oamenii într-adevăr realizează în marea lor majoritate pericolul acestei mituiri. Eu cred că nu se va mai putea întâmpla, chiar dacă vor fi încercări clare de a frauda alegerile, și mă gândesc și la votul electronic, care este, iată, o nouă găselniță a actualilor guvernanți, votul prin corespondență.